Bună dimineața! N-am mai discutat sau n-am mai vorbit de curând anumite subiecte interesante. Practic, ce ar fi de vorbit? Ceva în felul următor. Despre fata care are un plan de viață numai al ei. Important e să conducă ea. 2. Fi independentă, 3. Să-și ia un soț, 4. Să-și cumpere bunurile pe care și le dorește ea, 5. Să fie tolomac, 6. Să aibă bani și 7 sau 8. 7. Să facă curat în casă, 8. Să gătească, 9. Nu știu, să care sacoșile de la piață. Cam cum ar fi? Prima dată când îmi găsește pe un. Pe un, știi? E bun, unul? Nu, nu. De ce? Păi, mă plimbă. Nu îmi gătește, îmi repară în casă. Planul meu nu mai există. Mașina pe care mi-o doresc nu mai există. Păi, dar nu e așa peste tot. Când te însori, de comun acord și cu toată lumea, din familie, nu numai cu tine, așa, e decizia să-ți cumpere o mașină. El va susține partea lui, ea va susține partea ei. Știi? Practic, de la bun început, un scandal. Următorul pe care îl găsești. Așa că, hai, pleacă, că nu ești tolomac, n-ai bani bancă, sau mă știu eu ce, știi? Orice, orice îți găsește, nod în papură. Sau prost crescut, sau mitocani, sau bădăran, orice, orice. Trece la următor. Asta e tolomac. N-are conturi în bancă. Conduce în relație. Mașina nu poate să-și o cumpere. Nu știe să gătească, dar știe să meargă la shopping cu tine și să-ți care bagajele și cumpărăturile. Așa că trece la următorul. Asta e bun? Nu, nu! Știi? Mai trecem la următorul, pe care vine numărul 3. Tolomac cu card în bancă, da, gol, care știe să gătească și să spele și să repare prin casă, dar nu merge cu tine la shopping, să-ți care sarsanalele. Așa că trecem mai departe. Următorul. Așa că începe să ceară ajutorul în stânga și în dreapta la, hai să-i spunem, un băiat. Cristi se numește. Cristi, uite, eu am nevoie de un băiat mai bun decât ceilalți trei. Îl vreau pe al patrulea. Trebuie să fie tolomac. Cu card în bancă. Bani în bancă. Să spele, să gătească, să calce și să mă lase să-mi fac planul meu. Și să-mi care și la shopping ceea ce se cheamă, hai să-i spunem, cumpărături și toate cele. Și începe băiatul să caute Cristi. Pe numărul 4. Este bun numărul 4? Nu, nu! Cristi, dar Cristi, ți-am spus ce condiții trebuie să îndeplinească. Altfel nu e bun. Atunci mă duc, plec. Mă duc să mai caut altul mai bun. Merge la următorul, îl aduce pe numărul 5. Numărul 5 nu știe să bată cuie. Să întrețină o casă. Este bun? Nu, nu! Aoleu, ok.
Cristi pleacă iar mai departe. Mă omoară asta cu zile. Păi da, ai zis că l-a ajuns pe doamna. Care bani? Planul ei de viață, de sănătate, de toate cele. Ai înțeles? Nu, nu! E bun? Cristi? Nu, nu! După care la un moment dat începe să strige după Cristi. Cristi, Cristi, unde ești tu, Cristi? Iată de ce. Pentru că niciunul nu a fost bun și s-a stricat planul de viață. Ce? Eu nu vreau Ferrari? Și dacă vreau Ferrari, ce? Păi nu pot să-mi cumpăr Ferrari cu tine nici într-o viață. Știi? Sau, eu știu. Un iaht de 50 de metri lungime. Cu tine, într-o viață, nici măcar. Știi? Și uite așa, fata noastră îmbătrânește, viața trece mai departe, întâlnește mai mulți băieți în viața ei, poate cu unii marchează, poate cu alții nu marchează, în pat sau nu. Și la un moment dat, la 70 și ceva de ani sau 50 de ani, se trezește singură, în casă, fără copil, ca doamna Iliescu, care face un copil, pentru că așa e viața pe pământ, trebuie să faci un rod și un copil și o casă. Și începe să zică, da, am bani, am de toate, aduceți-mi. Cu cât treci mai mult prin viață, este morala, și întâlnești mai multe fete în viață, sau băieți, cu atât o să fii mai pretențios. Și la sfârșit o să ajungi, asta e, n-am găsit pe nimeni pe pământ care să mă ajute în viața aceasta. Dacă ai vrut să-ți cumperi Ferrari, iaht de 50 de metri, la Marea Neagră, să aibă conturile bancare pline, doldora cu bani, carduri bancare și toate cele. Mașina nu știu de care. Ăsta e planul. Dacă ăsta e planul, atunci știi cum zboară aeroplanul. O zi plăcută.